Haideți să facem atmosferă! România! România! Ole, ole, ole! Wow, wow, wow! Ce atmosferă finală, nu? În finala asta ne-am propus să nu sar calul. Dar o să sar măgarul, căluțul. Cum e atmosfera? Vă spun eu! Vă spun eu cum este atmosfera! 21% oxigen, 78% azot și 1% alte gaze! Oh! Wow, wow, wow! Dar ce este ăsta? Ah! Ah! Cred că este fum greu, altfel nu-mi explic. Și știu, știu la ce vă gândiți. Vă gândiți că acest caiac este de decor? Nu, este de vânzare. Dacă cineva este interesat, să-mi lase un mesaj în privat. Din păcate, are o mică problemă, are o singură vâslă, pentru că într-o seară am ajuns acasă și la lift m-am întâlnit cu o vecină supărată și m-am gândit că dacă îi dau o vâslă, poate îi trece supărarea. Vă rog să mă iertați. Eu nu credeam că o să mă calific în final în seara asta și le-am promis părinților că o să am grijă de el. Ce vrei? Trebuia să facem barcă. Albă ca zăpada. Lasă merele alea că parcă văd că într-o zi o să stea o bucată în gât. Vino cu ace. Nu călca în ăla! E de vânzare, nu călca în el. Doamne, nu știu, câteodată parcă ai pitici pe creier. Te rog eu frumos. Du-te cu băiatul la toaletă și cumpără-i o vată pe băț și îți dau eu banii la lichidare. Ai grijă. Albă ca zăpada, ai grijă! Pe copil îl cheamă Denis. Doamne, în sfârșit câteva minute numai cu mine. Andra, tu ai copii, știu că mă înțelegi. Și da, știu la ce te gândești. Vă gândiți că în preselecții am promis unei țări întregi că dacă mă calific în finală voi face rahatul praf? Ei bine, l-am făcut! Este în acest borcan și o să meargă la viitorul proprietar al caiacului. Și da, doamnelor și domnilor, nu se putea o finală România au talent 1 și 1 fără un moment de levitație absurdă, așa că vă rog să fiți atenți. Eins, zwei, drei. Oh, dar cum merge Donald? Doamne, e minunat băiatul ăsta, cum face? Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Iar acum, pentru că juriul merită, o să mă apropii de el fugind ca gândul. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see. Mulțumesc băieți, dar de aici va trebui să mă descurc singur. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Le mai știi? Maestre, îmi permiteți să vă strâng mâna, dar vă avertizez, o să vă doar. Stop, stop! Vă rog să mă iertați, mi se pare atât de tâmpită gluma, vreau să mai fac o dată, o ador pur și simplu. Mai facem o dată. Maestre, îmi permiteți să vă strâng mâna? M-am gândit să schimb finalul de data asta. Mi se pare mai romantic. Alexandra, Alexandra... Nu, nu, nu! Doar eu am text. Am terminat cu tine. Mi-a plăcut asta. Andra, ai terminat. Andra, Andra. Dar ce am în buzunar? Opa. Andra, fii sinceră. Ăsta e portofelul tău? Nu. Dar dacă îmi dai 100, poate să fie. Ok, bun. Nu-mi dai 100, să zicem 90, ok, 80, 70, 60. Haide-mă, Andra, pe bune, chiar vei să mă jefuiești. Am dat pe el 50 de lei, e din vinilin fata mea. Andra, este portofel făcut să fie al tău, fata moșului. Are poza lui Cătălin înăuntru. Ascultă-mă că știu ce spun. Și mai are ceva. Concentrează-te. În preselecții, Pavel a ales 4 de caro. În semifinale, Andy Moisescu a ales 4 de caro. Logic, ce carte am aici? 4 de caro! Nu, fata moșului, valetul de roșu, doamne, de unde scoți 4 de caro? Stai! Dar dacă agit valetul de roșu, o să am... 4 de caro! Doamne, dama de trefă, de unde le scoți, de unde le scoți? Andy! Te rog, 52 de cărți, 52 de variante. Ce o să aleagă Andy?
după publicitate. Am revenit. Andy, am 52 de cărți cu 52 de destinații turistice. Eforie Nord, Ibiza, Mandalia, Istanbul. Mandalia. Una și una. Unu și unu. O să te rog frumos dacă te poate, dacă se poate, tai acest pachet de cărți și tu ești responsabil pentru următoarea mea destinație și mi-ar plăcea să nu mă pui la cheltuială așa, că sper că ai tăiat unde trebuie. Ia să vedem. Stai, te uiți numai tu. Atâta. Vreau să te concentrezi. Spune-mi, ai ales Năvodari? Da sau nu? Nu? Mallorca? Nu-i nimic. Eu o să merg la Mallorca pentru că acolo stă fratele meu și nu mai plătesc cazare și ies mai ieftin. Și uitați-vă și dumneavoastră. Eu trebuia să fiu în mijlocul scenei. Acum sunt aici, am avut o săptămână la dispoziție și nu am pregătit nicio glumă. O să merg pur și simplu. Nu am ce face. Asta este, îmi pare rău. Stop! Atenție la calea ferată. Hei, sper că asta este calea cea bună. Iar acum, onorat, stați. Nu mai știu unde era semnul ăla. Aici trebuie să stau. O țară întreagă mă vede. Moment unic în istoria finalelor România au talent. Îi voi hipnotiza pe toți cei patru membri ai juriului. Sper că pe toți cei patru. Și îi voi face să se ridice în picioare cântând doar la acest instrument verde. Voi încerca imposibilul și voi face și sala să se ridice în picioare. Vă rog să cooperați. I-am ridicat! Ah! Ce se aude? Ce se aude? Ah, mi-a sunat ceasul. Asta înseamnă că experiența mea la România, o talent, se termină. Nu! Am promis să nu plâng. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe durata acestor luni. A fost o experiență minunată și vă doresc o viață absolut superbă. Andy, totuși. Omule, unde mă trimiți în vacanță, că vă dați seama, trebuie să știu să nu umblu teleleu. Zi-mi, te rog frumos, ce scrie pe cartea aia? Ce scrie pe ea? Mamaia! Ah, Doamne, și am zis Năvodari și am fost atât de aproape, sunt la câțiva kilometri distanță. Dar Andy, vreau să-ți mulțumesc foarte mult, pentru că la urma urmei, la Mamaia, mi-am petrecut toată copilăria. Așa că în aplauzele dumneavoastră și a întregii țări, Mamaia! Maestre, din partea bunicii mele pentru dumneavoastră, o găină, pentru că sunteți cel mai cocoș dintre toți cocoșii. Vă mulțumesc foarte mult! Acesta a fost momentul magii Mamaia! Amai, îți mulțumesc! Va trebui să te retragi acum acolo. O seară frumoasă! Și Matale! Haide, Pavel! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.